Să-l bârfim pe Moscu. Nu știu, mie mi se pare foarte sexy. Ok, da. Și îmi place cum îi stă în costum. Depinde care din ele, care și unele mai micuțe. La Blue Marine. Da? Eu nu-mi dau seama încă. O să-mi dau seama peste 2 săptămâni, probabil, când o să sun să întreb de ce nu mi-a venit colcitul. Dar e drăguț că am început în exact această cameră, prima noastră zi de filmare, și o terminăm fix aici. Da. Avem voie să spunem de ce sunt machiată? Pentru că m-a făcut de râs toată filmarea și am zis că în ultima zi trebuie să înțeleagă că nu se poate așa. Și m-a zgâriat. Două surori din Ploiești, care se iubesc foarte mult și se înțeleg foarte bine ca orice... surori. Am înțeles. Vedeți, asta zic, e sora mai mică, n-a terminat liceul. Noi ne-am și asumat rolurile până la capăt. E un serial despre oameni și despre relațiile dintre ei. Prieteni, familii, iubiți, iubite. Mie la București îmi place tot. Aici m-am născut și n-aș pleca de aici. Eu nu m-am născut aici, dar... Se vede. Mulțumesc. Dar îmi place în aceeași măsură București. Ai buletin de București? Am buletin de București. Una în care eu aflu informație extrem de importantă, care practic schimbă tot finalul. Care vine de la mine, informația. Tot, eu aici m-am născut, cum ar fi. Că e un om foarte viu. Asta îmi place și foarte prezentă. Că e un om foarte liber, Cristina. Că e foarte liberă. E și libertină, într-o direcție în care eu nu sunt. Și poate prea. Poate. Mulțumesc, ori mea. Da. Am un fel de călcăioloi ahile, așa, dacă e să luăm... Care este? Nu vă supărați. Băutura. Și bărbații. Oare le-am făcut noi comice? Că le-am făcut noi comice sau că erau comice? Eu, interacțiunea cu sora mea aici de față, ne-am... Cam distrat la marea majoritate a scenelor pe care le-am avut împreună. Când eram pe Lipscani. Și dureau picioarele atunci? Și mă dureau picioarele atunci. Și eu ți-am fost alături. Da, exact. Aia e una dintre amintirile frumoase. Și ca secvență aia în care, după ce vomita Cristina, ne așezam și ne uitam una în ochii celuilalt. Da, și mie mi-a plăcut aia. Sunt centrale femeile din Rox. Centrale? Centrale. Termice, de la centrală, vă sunăm de la centrală, doamnă. Centrală. Avem o femeie centrală pe fir. Femei cu probleme, cu defecte, cu calități. Diferite toate. Nu. Decât dacă privim așa, pentru că nu suntem obișnuiți să vedem persoanele principale feminine, dar nu e feminist. Adică atunci când se fac filmele alea cu bărbați, există niște femei care au și ele viața lor. Și noi acum efectiv am mutat camera pe viața femeilor ăla care fac și altceva decât să fie supporting pentru ei care fac foarte multe lucruri. Pe Moscu sau pe Pavlu? Să-l bârfim pe Moscu. Nu știu, mie mi se pare foarte sexy. Ok, da. Și îmi place cum îi stă în costum. Depinde de care din ele, care și unele mai micuțe. La Blue Marine. Și da. Și în afară de asta... Nu prea știe. Când dă de greu, se cam sperie. Nu e atât de puternic pe cât pare. Rug să-i rezolvă problemele. De Pavlu? Pe Pavlu îl iubim. Of, eu n-o urăsc, sărăcuță. Nu poate mai mult. Nu cred că au love and hate. Nu, se urăsc. Gura păcătosului. Vestea ai lansat. E normal, e puțin irresponsabil. Și faptul că mă obligă pe mine tot timpul să am grijă de ea nu e o chestie pe care o soră mai mare o face tot timpul cu ușurință. E frustrant să ai tot timpul grijă de cineva care ar trebui să aibă grijă de el. Pe de altă parte, Cristina poate și-ar dori ca Rux să fie mai puțin închisă în ea și un pic mai comunicativă. Adică poate prin chestiile pe care le face încearcă și să-i atragă atenția lui sorsa, care e foarte introvertă tot timpul. Uh-huh. Vă sunăm noi. Uh-huh. Aștept semnul de la dumneavoastră. Sinonimul Rux e secret. Da. Eu nu știu asta, aflu pe parcurs. Marele secret al surorii mele. Are un mare secret.